Salut din nou prezența în România, de data aceasta la Bacău, a doamnei comisar Corina Crețul. Evenimentul de astăzi ne-a dat ocazia să avem dezbateri pe un subiect atât de actual legat de politica de coeziune și anume investițiile urbane în Europa. Dezbateri precum cea de azi sunt binevenite în spațiul public, reprezentând o oportunitate de a aduce mai aproape de cetățenii români din diferite orașe ale României, discuțiile de la nivelul Uniunii Europene, în special cele privitoare la viitorul nostru comun în interiorul Uniunii și modalitățile concrete în care așteptările lor sunt reflectate în deciziile formulate la nivel european. După cum cunoașteți, avansăm rapid către momentul în care România își va asuma președinția semestrială la Consiliul Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019 și vreau să menționez faptul că începând cu 1 iulie anul acesta, România va asigura președinția din umbră în timpul președinției austriece. În linie cu responsabilitatea pe care o vom exercita la nivel european, vreau să dovedim pe perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene capacitatea noastră de a ne concentra atenția pe cetățeanul european și pe aspectele care îi influențează calitatea vieții de zi cu zi, precum și de a avea o abordare comună în care să prevaleze aspectele consensuale care definesc esența proiectului european. De altfel, președinția noastră rotativă se va desfășura sub motoul Coeziunea, o valoare comună europeană. Credem că schimbul de opinii, având ca teme instrumentele prin care este stimulată dezvoltarea statelor membre, a regiunilor și a orașelor, contribuie la o conștientizare a beneficiilor pe care coeziunea ca principal instrument de investiții la nivelul Uniunii Europene le generează pentru cetățeni, argumentând astfel necesitatea continuării acestei politici. După cum am precizat în intervenția mea în cadrul dezbaterii, 3/4 din populația globală trăiește în orașe și în zonele urbane funcționale adiacente. Acestea sunt motoarele de creștere economică și de inovare, iar în același timp orașele se confruntă cu provocări serioase de natură socială și de mediu. De aceea trebuie să ne concentrăm atenția atât pe măsuri care să conducă la depășirea acestor provocări, dar și la alte măsuri care constau în promovarea dezvoltării economice, dar și adaptarea la noi tehnologii. Bugetul european oferă numeroase oportunități de susținere a răspunsului la aceste noi realități. Încurajez autoritățile din România să acorde atenția cuvenită tuturor instrumentelor și fondurilor puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru a transforma zonele urbane într-un mediu competitiv, atractiv pentru investitori și care, în același timp, să ofere o viață de calitate pentru locuitori. Am avut totodată astăzi și o discuție mai aplicată cu doamna comisar Corina Crețu, în afara participării la dezbaterea publică, cu privire la o serie de subiecte de interes prioritar pentru România, precum absorpția fondurilor europene, viitorul cadru financiar multianual, care, după cum știți, va reprezenta unul dintre dosarele prioritare pentru președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Guvernul pe care îl conduc face eforturi deosebite pentru a stimula o mai bună absorpție a fondurilor europene ca bază pentru generarea creșterii și dezvoltării economice a României. Avem un dialog permanent cu Comisia Europeană și în special cu doamna comisar Corina Crețu în vederea identificării celor mai bune modalități de creștere a ritmului de implementare și de asigurarea unor proiecte de calitate care să beneficieze de finanțare europeană. Am discutat și despre perspectiva negocierilor la nivelul Uniunii Europene cu privire la viitorul
buget multianual al Uniunii post-2020. Am reiterat în acest context importanța pe care o prezintă pentru România un cadru bugetar european centrat pe interesele cetățenilor Uniunii Europene și care să reflecte în același timp o abordare echilibrată prin oferirea unui răspuns adecvat noilor priorități ale Uniunii Europene și mă refer aici la tineret, cercetare, digitalizare, politică externă, politică de apărare, cu menținerea în același timp a finanțărilor adecvate pentru politicile tradiționale, precum politica de coeziune sau politica agricolă comună, care și-au demonstrat capacitatea de a produce beneficii pentru toate statele membre. Sperăm ca soluțiile care vor fi agreate în final cu privire la viitorul buget european vor permite continuarea susținerii obiectivelor investiționale și de stimularea convergenței la nivelul întregii Uniuni Europene, aspecte de care România este interesată în mod deosebit. Am agreat că vom continua dialogul pe această temă și pe alte aspecte ale agendei europene, inclusiv în pregătirea președinției României la Consiliul Uniunii Europene, o responsabilitate deosebită pe care dorim să o îndeplinim cu succes. Veți întrebări. Da, avem identificate autostrăzi construite cu fonduri europene, suntem în diferite stadii referitor la acest lucru, dar în plus de acest aspect pe care îl tratăm cu foarte multă seriozitate și asupra căruia am avut o discuție cu Ministrul Transporturilor pentru a îmâna mie și a trimite Comisiei Europene și noi proiecte, avem și un alt aspect, și anume pe parteneria public-privat, vom avea o ordonanță în cadrul ședinței de guvern de joi, prin care vom demara studii de fundamentare pentru 3 autostrăzi din România. Una dintre ele este cea Târgu Neamț Iași-Ungheni, autostrada Sudului și autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov, autostradă atât de așteptată în România. De asemenea, tot pe parteneria public-privat, vom iniția studiile de fundamentare pentru spitalele CFR, care știm că se află într-o stare nu tocmai bună, dar și pentru Spitalul Republican. A fost o propunere a Comisiei Naționale de Prognoză, o comisie pe care noi nu o agreem și nu am agreat-o și acest lucru este demonstrat că, și prin faptul că nu a fost o hotărâre de guvern care să facă referire la acest aspect. Cu siguranță acea hotărâre nu va fi agreată de Guvernul României. Nu exclud faptul că am putea desființa pilonul 2 de pensie, dar faptul că vom face analize, că vom vedea dacă este bine ca să avem o opțiune pentru pilonul 1 sau pilonul 2 de pensie din partea cetățenilor, acest lucru îl vom prezenta populației, dar nu vom desființa pilonul 2 de pensie. Va fi o analiză care se va face la Ministerul Muncii, nu am date până acum, deci nu vă pot furniza. Ceea ce vă pot spune este că nu se desfințează pilonul 2 de pensii. Deci v-am spus că nu am date, se va face o analiză la Ministerul Muncii legată de pilonul 2 de pensii, dar încă o dată, repet, nu se va desfința pilonul 2 de pensii. Inițial, spuneți că va fi la Ministerul de Finanțe. De ce s-a schimbat această structură? Să vă întreb,
nu am avut o discuție în cadrul Guvernului legată de acest aspect, deci nu vă pot da lămuriri suplimentare. Eu spuneam de zis mai întrebat de un subiect care a subiect important de pe agenda zilei de astăzi, dar după aceea plângere penală. Aș vrea să vă întreb dacă, unul, poate că am de o suspendare, dacă vă iau de acea moțiune de cenzură anunțată, dacă se pune în o demisie și sau dacă această plângere e o prostie, așa cum l-au zis în Consider că este un act deplasat să faci plângere penală pentru înaltă trădare premierului României. Sunt convinsă că justiția va găsi ridicolă această plângere care este complet ruptă de realitate. Sunt însă îngrijorată de faptul că un politician român, liderul celui mai mare partid de opoziție din România, a găsit nimerit să alăture înaltă trădare de un act diplomatic prietenos cu statul Israel. Acest lucru mă îngrijorează. Legat de demisie, exclus. Sunt susținută de coaliția majoritară, este exclus ca să-mi dau demisia. Dimpotrivă, știți cum se spune în România, ceea ce nu te ucide te face mai puternic. Consider că pot să duc guvernarea până în anul 2020. Legat de aceste plângeri penale, am văzut că și astăzi au apărut în presă alte plângeri penale, văd că s-a instituit instituția denunțătorilor, văd că este bătaie pentru a se înscrie în această instituție. Eu cred că deja la un moment dat acest lucru nu ne face cinste și nu face cinste celor care au un astfel de comportament. Pe mine nu mă interesează acest lucru, mă interesează să vin și să pun în aplicare programul de guvernare. Am promis acest program de guvernare și îl voi îndeplini până la capăt. Asta cred că așteaptă românii de la noi, nu ceartă, nu scandal, nu denigrare, nu cuvinte urâte. De mine mai aveți nevoie? Da. Se speculează că i-ați fi cerut domnului Dragnea să renunțați la această funcție și că domnul Dragnea ar fi pus presiunea dumneavoastră să rămâneți în funcție. Este adevărat sau nu? Categoric nu, văd că zvonistica funcționează. Nu, dacă aș fi vrut acest lucru, aș fi spus acest lucru, dar am reiterat că sunt un om puternic și îmi voi duce la capăt mandatul până în 2020. Și încă o întrebare scurtă, dacă sunteți un om puternic, cum suportați să fiți Ciuca Bătrânilor în țara asta? Cum suport acest lucru? Nu este ușor. Nu este ușor. Și puneți-vă, faceți un exercițiu de imagine și vă puneți un pic în locul meu și vezi atâtea jignire, atâta ură și atâtea lucruri urâte. Dar ce să fac? Să fac un pas înapoi? Am o responsabilitate, față de România și de români. Ce sâmbure de adevăr să existe când prim-ministrul României este acuzat de înaltă trădare? Am fost 9 ani europarlamentar, mi-am slujit țara în această calitate și îmi voi sluji țara și în calitatea de premier. Gata, doamna comisar așteaptă și dumneaei. Sunt multe lucruri care merg în același sens. Domnul președinte îmi cere demisia de 4 ori, imediat apare o plângere pentru înaltă trădare, sunt lucruri care se leagă. Dar eu nu vreau să fac acuzații și nu vreau să discut despre acest lucru, decât ceea ce este evident.